sunt Aliona Radulov și vă invit la mine în coțișorul meu creativ. Vreau să vă prezint o lucrare care se numește Pădurea Șnovățului. Am îndeplinit-o în tehnica bareliev și am completat-o cu ghiocei din argilă polimerică. Cred că deja sunteți cunoscuți cu argila polimerică, nu e deja destul de răspândit la noi în Moldova. Se poate de făcut lucrări care, de exemplu, flori care nu se deosebesc prin nimic din cele vii, decât că n-au miros și nu sunt fragile. Această lucrare a fost inspirată din copilărie, pe când plecam la pădure cu toată mahalaua și din vale priveam în deal și vedeam razele soarelui cum jucăuși printre copaci. Era o priviliște foarte frumoasă, iar covorul de ghiocei de la picioarele noastre, nicăieri în alt loc n-am văzut în altă pădure atâta ghiocei cum era în pădurea asta. Și noi ne uitam sub picioare ca să nu îi călcăm, pentru că ne părea rău. Iar ne uitam în deal și era fantastic. Din lumina care venea printre copaci, era o priveliște pe care o țin minte atât de proaspăt până azi. Și de asta am hotărât să redau acele emoții, acea priveliște, să o redau în una din lucrările mele. Și sunt mulțumită, mi s-a reușit. Dar am planificat în curând să pornesc o nouă lucrare de acest gen și dacă vă interesează, aveți oarecare simțiri că ați dori să faceți ceva asemănător, îmi scriți în comentarii și eu mă gândesc mai la general să fac un tutorial care să vă fie poate de folos. De asta am hotărât să vă arăt mai din aproape această lucrare, care eu o socot pentru mine minunată și care de fiecare dată îmi lasă ca o pată calbă de pe inimă și sunt bucuroasă că o am. E puțin cam greluță din cauza că bareliful este o tehnică care mai mult se aplică pe perete, dar eu am hotărât să o aplic pe panou. Și rezultatul m-a încântat mult. Mulțumesc mult pentru că ați privit până la urmă și vă doresc tuturor o primăvară frumoasă, însorită. Vă doresc tuturor împlinirea gândurilor celor mai fantastice, pentru că anotimpuri sunt multe, iar primăvara este una.